Când lucrurile păreau că au reintrat pe un făgaș normal, iată că un nou scandal îi spulberă liniștea celebrei Brigitte Pastrama. Fiul ei, Robert, face acuzații incredibile. Am fost gonit din casă de nenumărate ori și toate cele. Noi suntem la IML-ul în față. Am venit aici să îmi analizez eu, doamnă doctor, niște urme de pe față. Ne-am strâns la mine în acea seară, am stat, am ascultat muzică și incidentul a pornit din cauza... Nu vreau să spun acum despre personalitatea ei. L-a chemat pe Florin, l-a trezit și pe el din somn sau nu știu dacă era treaz exact. L-a pus să mă tragă de mână, să spună că hai, ieși afară din casă, că nu te mai luăm la noi în casă. Ok, m-a dat desculț afară din casă. Mi-a dat așa un brânci în afara ușii. După care eu am sărit gardul. Practic eram chiar sechestrat în curte, oarecum, dar puteam să sar gardul. M-a luat urât rău de tot, avea toane nașpa. Și efectiv m-a scos din casă, a zis că gata, eu nu te mai țin la mine în casă, copilule neobrăzat care ești. Am fost dat afară din casa în care am locuit 2 ani de zile. După ce prietenul care dormea în vila Brigitei i-a aruncat cheia de la intrare, s-a declanșat potopul. Am ajuns la intrare și mama a început să-l înjure pe Florin că de ce mi-a deschis el mie ușa în propria casă în care cică stăteam în familie, noi împreună. Și Florin, săracul, nici măcar el nu-mi dăduse cheia. S-a dus mama, i-a dat un brânci tot așa, un capac lui Florin, că ce ai făcut, că nu știu ce. Și foștii ei soți pe care i-a avut, sau nu neapărat soți, relațiile pe care le-a avut, ei trebuiau să-și ia rolul de tată în familie și ca tată tu trebuie să folosești violența domestică. Ceea ce mi se pare că nu asta înseamnă educație. O mamă trebuie să ofere afecțiune și niște lecții de viață pe care ți le poate da prin cuvinte și printr-o educație rațională și normală. Și tu nu ai primit asta de la ea? Eu de la 13-14 ani de când stau în casa, am stat în casa lui Ilie Năstase. Am mai locuit la el în casă chiar încă vreo 6-7 luni după ce aceștia au divorțat. Că eram și mai aproape de școală, eram și mai bine, mă înțelegeam mai bine cu el decât cu ea. Dar să ne reîntoarcem la ceea ce s-a întâmplat în dimineața fatidică. I-am apus jos la pământ și eu am vrut să mă ridic și după l-a rugat pe Florin. Florin mereu când a fost vreo discuție de genul ăsta, a încercat să o despartă de mine. Eu nu am putut să ridic mâna la ea niciodată pentru că pe mine bunica mea m-a învățat și m-a crescut că un bărbat nu trebuie să ridice mâna la o femeie. A venit poliția și ce s-a întâmplat? Mi-a dat toată camera peste cap ca să nu cumva să existe vreo urmă de... Eu știu ce spunea ea acolo, stupefiante sau chestii cum... Sunt niște aberații. Au găsit ceva? Nu au găsit absolut nimic. Ne-au luat teste. Mi-a făcut și testul de alcool. 0,0 mi-a ieșit. Deși băusem într-adevăr o sticlă de vin în 2 oameni pe care recunosc că într-adevăr mi-am însușit-o de la mama mea din bar pentru că nu aveam bani să cumpăr de la magazin. I-au verificat și pe cei 2 prieteni pe care aveam, un băiat și o fată. I-au răscolit prin ghiozdane, s-au uitat la ei să vadă dacă nu cumva am furat noi bijuterii de la ea din casă sau ceva. După ce a plecat de la INML, Robert a încercat să-și recupereze bunurile din casa mamei sale. Am închiriat o dubă, am venit în fața casei și acum oamenii ăștia, a ieșit Florin la balcon și m-a trimis acasă. Mi-a zis că, domnule, du-te. Am stat jumătate de oră în fața casei, am încercat să-l scot, să vorbesc cu frumosul cu el, om cu care mă înțelegeam bine și... Nici o șansă n-am avut să-mi recuperez niște contracte pe care le am în casă și numele meu sunt scrise pe ele. Pot să fac rost de duplicate din altă parte, dar pe lângă asta mai am și haine acolo, haine primite de la bunica, de prin alte părți, tot de la prieteni. Eu port acum un tricou de la un prieten de-al meu. Dar ai măcar vreun ban să-ți poți cumpăra haine sau ceva cu care să te întreții până îți vei recupera lucrurile? Momentan stați să văd cât am aici, ia să vedem... Uitați, am... Mai pe România. Doar 2 lei? 2 lei. Și un creier. 2 mâini, 2 picioare. Cam asta e tot ce am în momentul de față.